Până acum, proporția mediei celor 4 ani de gimnaziu în media finală pentru admiterea în învățământul liceal era de 50%, de acum însă preponderentă va fi media obținută la evaluarea națională din clasa 8-a, 75% din nota finală. Cele mai multe situații, adică 60% din unitățile de învățământ, relevă diferențe de 2 până la 2,5 puncte între felul în care au fost evaluați elevii pe parcursul gimnaziului și media de la evaluarea națională a acestora. Această ruptură între cele două tipuri de evaluare a fost identificată în 25 de județe, numai Bucureștiul și județul Brăila înregistrează un raport normal între evaluarea de la clasă și evaluarea națională. O situație îngrijorătoare o reprezintă și faptul că 35.000 de elevi din totalul celor care au participat la evaluarea națională nu au reușit să obțină minim 5. O parte a elevilor se încadrează în sfera analfabetismului. De asemenea, abandonul școlar este un fenomen întâlnit mai ales la trecerea de la învățământul gimnazial la cel liceal și este direct proporțional cu eșecul școlar înregistrat în urma evaluării naționale. Rata de promovabilitate la evaluarea națională în județul Galați a fost anul acesta de aproximativ 77%.